Salut, Florin! Bună, Diana! Eu acum sunt în căsuța lui Moș Crăciun și mai aveam de scris ceva pentru moșu. Florin, cred că știi ce îmi doresc în seara asta și nu mai am răbdare. În spatele meu sunt spiridușii. Vreau să-i dau scrisoarea mea să ajungă la moșu cât mai repede. Să vedem dacă se poate. Bună dimineața, bine v-am găsit! În seara aceasta vine moșul, am și eu o dorință, i-am scris moșului. Se poate să pune scrisoarea mea să fie prima? Dragă Marian, știm că ai fost cu minte, dar având în vedere că ai cam întârziat, că nu pe 24 se trimit scrisorile, nu știu ce să zic. Tu cine ești? Ce spiriduș ești? Eu sunt spiridușul Pierre de Vară. Ah, fratele meu, că și eu tot cam așa sunt. De un an de zile îi spun Dianei câte ceva, dar nimic, tot un fel de Pierre de Vară sunt și eu. Da, deci suntem frați de suferință, cum ar veni. Deci nu mă poți ajuta cu nimic. Eu nu mă ocup cu scrisorile, dar poți să vorbești cu colegii mei, poate ai mai mult noroc. Ce zici? Am înțeles. Bine, nu m-ai ajutat Pierre de Vară, nu m-ai ajutat cu nimic. Să rămâinile, dacă se poate. Știi ceva, Marian? Din păcate nici eu nu te pot ajuta cu scrisorica. Eu sunt meșterul de jucării, nu mă ocup cu scrisori. Eu fac jucăriile pe care moșul le aduce în fiecare an copiilor. Așa că nu te pot ajuta de data asta. Ai venit și cam târziu, nu știu ce să zic. Poate în partea cealaltă să ai... Dar unde e moșul acum? Unde e moșul? Că vorbesc direct cu el. Moșul a luat o pauză, da? Pentru că diseară va avea o noapte foarte, foarte grea. Și acum a luat o mică pauză. Bine că nu te-a văzut, că ai venit prea târziu, ați se supărat pe tine. Ați împachetat multe cadouri, adică... Eu nu mă ocup cu împachetatul. Am împachetat foarte multe cadouri, eu sunt pachetică, așa, anul ăsta vreau să zic că au fost foarte mulți copii cu minți și am împachetat o mulțime de cadouri. Vreau să vă întreb ceva. Cam ce și-au dorit? Ceva? Dorințe ciudate? Ce au avut copilașii? Sau nu neapărat copilașii, toți cei care au fost cu minți? Eu pot să spun că au venit doi copilași la mine cu două dorințe foarte haioase. Un băiețel a zis că vrea și el un frățior, să aibă cu cine să se joace. Iar o fetiță a zis, vreau și eu o surioară, mami vrea, dar tati nu vrea. Ce să fac? Și am zis să încerc să vorbesc cu tati, să-l convingem, să da, era foarte necăjită, vrea o surioară, dar nu vrea tati. Nu l-am găsit pe tati să-l întreb să vorbesc cu el, să pun o vorbă bună pentru ea. Aici o dorință, ceva ce și-au mai dorit copilașii? Un telescop, un glob, păpuș, Lego. Acum, nici tu nu mă poți ajuta cu scrisorica mea? Nu, din păcate, îmi pare rău. Dar vezi că mai ai o șansă mai încolo. Ia vezi. Poate. Am înțeles, mergi și acolo. Ultima mea încercare. Marian, vreau să-ți dau o veste bună. Doamne ajută, ar fi cea mai bună pe ziua de astăzi. Eu sunt spiridușul poștaș. Datorită mie, toate scrisorile ajung unde trebuie, adică Moș Crăciun, da? Dar trebuie să-mi îndeplinești o dorință. De fapt, două, dacă vrei să te ajut. Prima, să spui care a fost ultima borobață pe care ai făcut-o. Și doi, scrisorica asta să te duci acolo și să o lași unde scrie mare cutie poștală a lui Moș Crăciun. Nu știu ce să zic, nu prea e frumos când aș vrea să-l supăr pe moșul, să-i spun ce am mai făcut și eu. Bine, eu sunt un spiriduș bun, ca noi toți de altfel, și înțeleg că ai fost foarte cu minte. Așa atunci, este. Tot ce vei scrie acolo, eu sunt un spiriduș discret, nu-mi permit să deschid scrisoarea, doar moșul o face. Dar îți promit, încerc să vorbesc cu moșul și să-ți îndeplinească toate dorințele. Doamne ajută! Deci în seara aceasta, pentru toți cei care au fost cu minți, vine Moș Crăciun și spiridușii chiar au muncit. Și dacă n-ați avut timp să scrieți până acum, moșul și noi, spiridușii, și eu, vă așteptăm până la orele 22 astăzi, pe 24, să veniți aici, în căsuța moșului. Pe toți, apucați-vă de scris! Târgul de Crăciun, de aici, din Piața Constituției. Spiridușilor, nu m-ați ajutat foarte mult, o să merg singurel să-mi pun scrisoarea acolo. Of, asta este, eu am încercat. Florin, Diana, pentru că și voi ați fost foarte buni anul acesta, sper ca moșul să vă aducă ceea ce vă doriți. Diana, sper să-ți aducă ceea ce îți dorești și eu mă duc să-mi las scrisoarea acolo, că asta este. Spiridușilor, Doamne ajută, mult succes! Să-ți aducă moșul tot ce îți dorești! Diana! Gata, spiridușilor, la revedere! Mersi să depun personal!
scrisoarea acolo. La mulți ani tuturor și în seara aceasta moșul să ne aducă ceea ce ne dorim. Diana. La revedere, pa! Hai, o zi frumoasă, la revedere și Doamne ajută să primim diseară ce ne dorim. Mulțumim mult, Duță! Te-a pupat, Duță! Ești delicios! Ei, de unde știi? Ce mă dite-te tu! Am zis, dacă nu îndeplinește moșul toate dorințele, măcar să găsească o doamnă care să îndeplinească toate dorințele. Dacă tot ai zis că ne-am tot făcut noi declarații, eu te mai fac una acum. Te rog! Uite, știi, atent, fii atent, moment ăla. Privește, care e prin planul tău? Prin plan, vreau cel mai frumos, sensibil, privește și emoționează-l. Astea le fac, eu virală, îi dau share dacă faci zici frumos. Fii atent, Dailan. Duță! Astăzi, în ajun, vreau să fii tu, Moș Crăciun! Puteam să găsesc 5-6 rime bagaboante. Ce să fac? Ah, Moș Crăciun. Moș Crăciun este în fiecare din noi. Crăciune, da. Da. Ce simpatic a fost, Duță. Nu mai pot de ea.